Momente dramatice în capitala Columbiei, Bogota, unde sute de polițiști au fost mobilizați în sprijinul unei ample operațiuni de demolare a unui cartier de locuințe construit ilegal de familii sărace. Unii locatari au încercat să-și apere casele, dar polițiștii au convins repede să-și accepte soarta. Așa numitul cartier al morilor de vânt de la periferia de sud-est a capitalei columbiene adăpostea vreo 400 de familii. Casele erau însă construite fără nicio autorizație, iar în planurile de urbanism, zona era rezervată unui parc de odihnă și unei păduri. Primăria a hotărât acum să pună planurile în aplicare și într-o primă etapă să demoleze întregul cartier. Autoritățile spun că i-au prevenit din vreme pe locatari, dar mulți dintre ei spun că n-au primit niciun avertisment și cu atât mai puțin nu au fost despăgubiți. Ei au încercat să se opună demolării, dar buldozerele erau escortate de scutieri și călăreți în ținută de luptă care au învins repede orice rezistență. În timp ce unii locatari își plângeau casele pierdute, alții, resemnați, și-au încărcat mobila și bunurile personale și s-au apucat să caute alt loc unde să-și ridice un adăpost. În cele mai multe cazuri, tot fără autorizație până la o viitoare demolare.